Vreau doar să avem un scurt timp de meditație din cuvântul Domnului și să cugetăm la ceea ce înseamnă începutul unui nou an, ceea ce înseamnă timpul care a trecut, timpul care îl avem în fața noastră și să mergem înaintea Domnului în rugăciune pentru a cere binecuvântare, pentru a cere înțelepciune, pentru a cere călăuzire în acest an în care am intrat. Deschideți cu mine la Psalmul 90, vom cugeta asupra acestui text împreună. Stăpâne, Tu ai fost adăpostul nostru generații la rând, înainte ca să fii născut munții, înainte ca Tu să fii plăsmuit pământul și lumea din veșnicie până în vecie. Tu ești Dumnezeu. Tu întorci pe oameni în țărână, spunându-le, întoarceți-vă fii ai omului. Da, 1000 de ani înaintea ta sunt ca ziua de ieri care a trecut, ca o strajă a nopții. Tu îi mături pe oameni ca prin somn. Ei sunt ca iarba care răsare dimineața, deși răsare dimineața ea trece iute, așa încât seara este veștejită și se usucă. Suntem mistuiți de mânia ta și îngroziți de furia ta. Ai pus vina noastră înaintea ta și ai adus păcatele noastre ascunse la lumina feței tale. Toate zilele noastre trec sub apăsarea mâniei tale. Anii noștri se sfârșesc repede, ca un geamăt. Deși anii noștri ajung la 70, iar dacă avem putere, chiar până la 80. Cei mai mulți dintre ei sunt numai necaz și trudă, căci trec repede, iar noi zburăm. Cine cunoaște însă tăria mâniei tale și teama pe care o însuflă furia ta? Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să avem parte de o inimă înțeleaptă. Întoarce-te, Doamne, cât vei mai zăbovi, ai milă de slujitorii tăi. Dimineața satură-ne de îndurarea ta, iar noi vom striga de bucurie și ne vom veseli în toate zilele noastre. Înveselește-ne pentru tot atâtea zile câte ne-ai asuprit și pentru tot atâția ani cât am văzut nenorocirea. Să se arate slujitorilor tăi lucrarea ta și maestatea ta fiilor lor. Fie peste noi bunăvoința stăpânului, Dumnezeul nostru. Satornicește pentru noi lucrarea mâinilor noastre. Da, satornicește lucrarea mâinilor noastre. Amin. Versetul 12 este punctul focal al acestui pasaj, Psalmul 90, învață-ne să numărăm bine zilele ca să avem parte de o inimă înțeleaptă. Există o tendință universală în oameni de a evita această activitate de a număra zilele noastre. Toți oamenii înțeleg în mod natural faptul că toți oamenii sunt trecători. Toți înțelegem că toți oamenii sunt muritori, mai puțin faptul că noi suntem trecători, faptul că noi suntem muritori. Acest psalm prezintă un contrast splendid între ceea ce înseamnă eternitatea lui Dumnezeu și ceea ce înseamnă o clipită nesemnificativă care este viața omului. Înțelegerea acestei realități, înțelegerea acestui numărat a zilelor, este un aspect esențial pentru tot ceea ce înseamnă înțelepciunea omului. Nu mă refer la o înțelepciune abstractă, nu mă refer la inteligență, nu mă refer la cunoștință. Mă refer la o înțelepciune practică. Nu teorie, nu probleme academice, ci practic cum ne trăim viața noastră. Este viața noastră una plină de înțelepciune sau nu? Sunt foarte mulți genii, foarte mulți oameni deștepți care practic sunt lipsiți de înțelepciune. Știți vorba românească, unde mintea e multă și prostia e mare. Dacă ne uităm la unii dintre cei mai mari genii și mința omenirii, vedem că viața lor de obicei a fost spulbere. Einstein, care a fost unul dintre cei mai mari genii ai lumii, a avut o viață personală drept penibilă. Divorțat de 3 ori,
Nicio femeie nu putea ca să țină o relație cu el pentru că era așa de haotic și așa de dezorganizat. Un geniu, dar o viață fără înțelepciune. Practic, cum ajungem să trăim o viață înțeleaptă? Numărând zilele noastre. Psalmistul ne îndeamnă foarte bine ca să considerăm această realitate. Și în timpul care a trecut, ieri și astăzi, am fost îndemnat însăși de această perioadă anului nou ca să numărăm timpul, să ne gândim la felul în care timpul trece. La anul la care a trecut, la anul la care vine. Zilele noastre sunt numărate, sunt puține. Viața chiar cea mai plină este scurtă. 70 de ani, 80, 90, chiar 100 de ani. Este doar o clipită până la urmă. Sunt trecătoare. Niciunul dintre noi nu poate opri o zi ca să treacă. Oricât de mult am vrea ca o zi să stea pe loc, ziua trece. Anul trece și ne găsim până la urmă la o sărbătoare de anul nou și ne întrebăm unde au trecut zilele. Unde a fugit timpul. Parcă numai ieri, dacă suntem cei dintre noi care suntem părinți, ne gândim parcă numai ieri ne-am căsătorit și astăzi copiii cresc și zmari. Unii dintre voi aveți copii care au plecat la facultate deja, alții care s-au căsătorit. Unde s-au dus zilele? Parcă numai ieri i-am adus acasă de la spital. Și sunt nesigure. Nu știm ce se întâmplă cu aceste zile. În Proverbe 27:1 spune: nu te lăuda cu ziua de mâine, căci nu știi ce poate aduce o zi. Nici unul dintre noi, cât de bine am fi pregătiți, cât de mult am fi planificat, nu putem garanta ce va aduce ziua de mâine. Într-o singură zi se poate schimba absolut totul în viața noastră. Într-o singură zi putem ca să ajungem de la bogăție la cerșetor, de la sănătate la bolnav, de la vii la morți. De fapt, singurul lucru care este cert din viața noastră este faptul că sfârșitul este inevitabil. Acest lucru este evident și prin abundența morții care există în viața noastră. Dacă ai vrea, ai putea merge la multiple mormântări în fiecare zi. N-ar fi greu de găsit. Oamenii trec pe lângă noi în fiecare zi. Seneca, reflectând la această problemă, zicea: ne plângem constant că zilele sunt puține, dar trăim precum ar fi nenumărate. Tot timpul ne plângem, n-avem timp. Am mai trecut un an, am mai trecut o zi, n-am timp, zilele sunt scurte, dar trăim precum ar fi nelimitat. Psalmistul ne îndeamnă și el să ne numărăm bine zilele. Exact din aceste motive, pentru că sunt puține, pentru că sunt trecătoare, pentru că sunt nesigure. Chiar de aceea trebuie, zice psalmistul, să numărăm bine, să cântărim bine timpul care îl avem. Iisus, de exemplu, spune în Ioan 9:4: cât este zi, trebuie să lucrăm lucrările celui care m-a trimis. Vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze. Vine noaptea pentru fiecare dintre noi. Vine un sfârșit, când nu mai poți lucra, când nu mai poți face nimică. Când va trebui ca să dăm socoteală pentru ceea ce am făcut în anul care a trecut, în zilele care au trecut. Sfârșitul este inevitabil. Sfârșitul este sigur. Așa că trebuie să numărăm bine zilele care le avem. Noi avem tendința întotdeauna să neglijăm această realitate. Să încercăm să nu ne gândim la faptul că ar trebui să ne numărăm zilele. Suntem detrași de la acest exercițiu tot timpul prin preocupări lumești. Prin frica noastră care există parcă în lăuntrul nostru de moarte, prin anxietatea despre ceea ce va fi în ziua de mâine. Încercăm cu orice putere ca să scăpăm de acest exercițiu de a enumăra zilele. Nu vrem să ne gândim la ziua de mâine. Nu vrem să ne gândim la faptul că moartea este inevitabilă. Nu vrem să ne gândim că astăzi suntem, mâine s-ar putea să nu mai fim. Încercăm cu toată puterea să scăpăm de această realitate. Și psalmistul chiar de aia ne atrage atenția: numără-ți bine zilele. Pentru că sunt scurte.
pentru că sunt puține, pentru că sunt nesigure și pentru că sfârșitul este cert. Cum putem face asta? Practic, asta este întrebarea. Cum putem evita această capcană de a ne feri de a număra zilele noastre? De a evita acest exercițiu? Psalmistul spune că avem nevoie să fim învățați. Avem nevoie să fim învățați ca să numărăm bine zilele. Dar cine va fi învățătorul nostru, dacă nu Dumnezeu? Cine va învăța cum să numărăm bine zilele? Cine va învăța ca să fim înțelepți, dacă nu Dumnezeu? El este învățătorul nostru. El este cel care ne dă lecții despre ceea ce înseamnă timpul, despre ceea ce înseamnă eternitatea, despre ceea ce înseamnă realitatea, despre felul în care ar trebui să privim viața noastră. Și este un învățător bun, este un învățător desăvârșit. El ne învață în diverse feluri. Lumea naturală în care trăim este o lecție continuă despre faptul că ar trebui să numărăm zilele. Vine ziua, urmează noaptea și ziua a trecut. Sezoanele, anotimpurile ne indică la fiecare pas că suntem trecători. Povară vine toamnă, toamnă iarnă și toate o iau de la capăt. Înțelegem că anii trec prin faptul că sezoanele se schimbă. Natura ne indică acest lucru. Chiar abundența suferinței din mijlocul nostru. Dacă mergem astăzi într-un spital, vom vedea oameni care zac pe paturi de moarte și mâine nu vor mai fi acolo. Este o lecție continuă pentru noi ca să considerăm dacă ne-am cântărit bine timpul nostru. Gândiți-vă la alternativă. Să nu existe boală. Să nu existe suferință. Să nu există timp care este stat pe patul de moarte. Pur și simplu să trăiești viața și fiecare dintre noi într-o zi să se sfârșească. Să n-ai timp ca să cugeți, că urmezi tu. Să n-ai timp ca să observi că lumea moare. Ca să nu fii conștient de faptul că finalul tău te așteaptă. Și să fii luat prin surprindere după 30 de ani, 40 de ani, 50 de ani, 60 de ani. Însăși faptul că moartea există în jurul nostru, însăși faptul că suferința există în jurul nostru, ne îndeamnă în fiecare zi să numărăm bine zilele noastre. Privim la cei care ne-au părăsit, privim la cei care suferă astăzi și ne gândim că mâine am putea să fim noi în locul lor. Este un fel în care Dumnezeu, chiar prin suferință, chiar prin moartea care ne înconjoară, ne învață. El ne învață prin Scriptură. Ne învață prin cuvântul Său care ne îndeamnă să ne numărăm zilele, care ne învață ce este important și ce este neimportant, care ne învață să fim înțelepți. Ne învață prin călăuzirea Duhului Sfânt, care strigă în lăuntrul nostru atunci când risipim timpul, atunci când căutăm orice activitate numai ca să fugim de fața lui Dumnezeu, atunci când vede că nu petrecem timp în rugăciune, vede că nu petrecem timp în cuvânt, vedem că fugim de părtășie cu frații, vede că ne interesează mai mult cele din lume decât cele veșnice. Și Duhul sensibilizează conștiința noastră și mintea noastră și ne călăuzește ca să numărăm bine zilele. Ne călăuzește și ne învață Domnul chiar prin agenți umani, prin familie, prin mamă, prin tată, prin biserică, prin frații care ne-a dat Domnul, care ne îndeamnă și ne călăuzesc, care ne mustră și ne încurajează ca să ne măsurăm și să ne cântărim, să ne numărăm bine zilele noastre. Fiecare dintre noi, până la urmă, le pune în balans. Fiecare dintre noi le cântărește până la urmă. În seara aceasta, de exemplu, fiecare dintre noi a cântărit dacă ar fi mai bine să stăm acasă să ne odihnim sau să venim la biserică. Nu? Dacă am chefuit prea mult aseară sau nu am chefuit destul. Dacă am chefuit prea mult și nu mai putem decât suntem prea obosiți sau avem senzația că n-am chefuit destul și trebuie să mai mergem să mai chefuim. Am făcut un calcul. I-am cântărit. Am 4 zile libere la sfârșit de an. N-am timp să mai risipesc încă o zi în casa Domnului. Sunt sincer. Sau am făcut-o pentru că o să mă judece frații dacă nu la biserică. Dar toți cântărim până la urmă. Și este normal ca Dumnezeu să ne învețe prin cuvântul Său, prin frații noștri. Este normal să pui mâna pe telefon și să întrebi pe fratele tău: da, frate, ești ok? Ești bine? Unde ai fost? Ești bolnav? Frate, astăzi am crezut că e mai bine să stau acasă. Bine, frate. Cântărește zilele care le ai. Nu ca și o mustrare, nu ca și o judecată, ci pur și simplu ca și o realitate.
O realitate că ora aceasta care ai ales să faci altceva cu ea, nu o să mai ai ora viitoare. S-ar putea să fie ultima oră din viața ta. S-ar putea să fie ultima zi. Prima zi din an s-ar putea să fie ultima zi din viața ta. Ai numărat bine zilele? Dumnezeu ne învață prin toate aceste feluri ca să ne numărăm zilele și să cântărim ce este bine și ce este rău, ce este folositor și ce este nefolositor. Care este scopul? Care este scopul Lui pentru noi? De așa zice psalmistul. Ca să avem parte de o inimă înțeleaptă. Scopul este să producă în noi înțelepciunea aceasta duhovnicească, această inimă înțeleaptă care să ne conducă. Și trebuie ca să recunoaștem fiecare dintre noi, dacă suntem sinceri, că suntem extrem de neînțelepți. Majoritatea timpului suntem extrem de neînțelepți. Lăsăm zile să treacă peste noi, neobservând cât de scurt și prețios este timpul nostru. Cineva zicea, singura monedă care o ai, singura valoare care o ai în viața ta este timpul. Schimb timpul tău pentru orice alt lucru. Te duci la lucru, schimb timpul pentru bani ca să faci cumpărături cu el. Timpul este singura măsură de valoare în această lume. La sfârșit de an, la sfârșit de viață, oricât de mulți bani ai avea, orice om ar da toți banii în lumea aceasta pentru încă o zi. Fiecare om încearcă să-și prelungească viața cu orice preț, pentru că timpul este singura adevărată valoare aici pe pământ. Toți înțelegem aceasta și toți cântărim și judecăm lucrul acesta. Când hotărâm cât timp petrecem muncind, cât timp petrecem în alte activități, declarăm ce este valoros pentru noi. Lăsăm timpul să treacă. Numărăm zilele altora și nu ținem cont de ale noastre. Ne uităm la alții și zicem despre ei, uite câți ani au trecut și n-au făcut cu tare și n-au făcut cu tare. A ajuns la o cu tare vârstă, nici nu s-a căsătorit, n-are familie, n-are servici. Dar uităm să ne uităm la viața noastră, la realitatea timpului nostru petrecut. Ce am realizat noi în anii trecuți, din punct de vedere spiritual, care a fost creșterea noastră în anii trecuți. Este foarte ușor să cântărim și să măsurăm zilele vecinului. Suntem extrem de exigenți ca să numărăm zilele aproapelui nostru și evităm ca să numărăm zilele noastre. Sau le numărăm, dar nu le numărăm bine. De exemplu, în timpul anului nou avem tendința să facem acest exercițiu de a număra și de a cântări zilele. Ne uităm în trecut și vedem cum a trecut anul. Și lucrăm sub prezumția că dacă a trecut un an, mai avem un an la dispoziție. Nu numărăm bine zilele. Faptul că a trecut un an garantează doar că un an a trecut. Faptul că un an este înainte nu înseamnă că mai ai un an la dispoziție. Poate mai ai o zi, poate mai ai o oră, poate mai ai un minut. Dar stai și cântărești și numeri zilele precum dacă ai avut 365 anul trecut, vei avea 365 anul acesta. Și îți faci planuri. Luna viitoare voi face cu tare, peste 6 luni voi face cu tare, peste un an voi face cu tare lucru. Pentru că anul trecut am făcut, anul ăsta voi face și mai mult. Numărăm și cântărim, dar nu bine. Nu drept. Scopul rugăciunii lui Moise, scopul psalmului este să avem această înțelepciune. Să avem în mod constant, în mod imediat, în mod continuu o inimă înțeleaptă. Păcatul nostru, mintea noastră decăzută, tinde întotdeauna să îndepărteze Dumnezeu. Trebuie învățată în mod constant ca să fie înțeleaptă. O singură zi din an, în seara de anul nou sau în ziua de anul nou, de a măsura zilele noastre pentru ca să facem inima noastră înțeleaptă, nu este suficient. Această măsură a zilelor trebuie să fie continuă. Înțelepciunea trebuie învățată în mod continuu. Măsura aceasta despre care vorbește Dumnezeu este una care se întâmplă în fiecare zi. Pentru că doar ziua de astăzi este a ta. Doar clipa de acum și aici este a ta. Ieri a trecut. Mâine este nesigur. Astăzi trebuie să cântărești ziua. Ce faci cu ziua de astăzi? Ce ai ales să faci cu ea astăzi, acum, în momentul acesta, când ieși pe ușa bisericii, cum vei măsura tu zilele tale? Mâine când te trezești, trebuie să le măsori din nou. Ce știi sigur este că ziua de ieri a trecut. Că cea de mâine nu e a ta. Și trebuie să-ți pui întrebarea, ce vei face?
Realitatea aceasta care ne-o prezintă Dumnezeu, în mod normal, pentru copiii săi, nu ar trebui să-i inducă panică. Nu ar trebui ca să-i inducă un stres. Dimpotrivă, ar trebui să ne elibereze. Să realizăm că toate grijile noastre, toate preocupările noastre, care de fapt sunt neimportante, le putem pune deoparte și să ne concentrăm pe ce este important. Să ne concentrăm pe Dumnezeu și să măsurăm zilele noastre și să trăim precum El este singurul lucru care contează. Când zici cuiva, ziua de mâine este nesigură. Mâine s-ai putea ca să mori. Știi care vine primul lucru în minte? Nu-i, wow, dar eu mi-am propus ca să fac toate lucrurile acestea frumoase pentru Domnul și nu o să le mai pot face. Nu, nici vorbă. Păi, dar frate, dar am copii, mi-am propus ca să le fac câte o casă înainte să căsătorească, mi-am propus să le plătesc facultățile, aveam de gând să mai îmi cresc business-ul, aveam de gând ca să mai avansez în carieră, aveam de gând ca să fac cutare și să am cutare și să am cutare. Și intră în panică omul. Cum adică ziua de mâine e nesigură? Cum adică în seara asta s-ar putea ca să mor? Poate că după aia îi vine în gând ceva despre Domnul. Această panică care o simțim când realizăm că ziua de mâine este nesigură, această anxietate care o simțim, este din cauza păcatului nostru. Dacă ne uităm la Sfinții Scripturii, care se confruntau cu realitatea că ziua de mâine s-ar putea să stea înaintea lui Dumnezeu, era o imensă bucurie pentru ei. Pavel se gândea că ar fi mai bine să părăsească trupul acesta și să meargă să fie cu Domnul decât să rămână aici. Și noi ne gândim că dacă părăsim trupul acesta, câte lucruri nefăcute și neîmplinite rămân în urma noastră. Care ar fi rezultatul? Care ar fi rezultatul dacă am avea o inimă înțeleaptă? Dacă am fi învățați de Domnul ca să avem o inimă înțeleaptă, cum ar arăta viața omului cu inima înțeleaptă? Viața omului care își cântărește zilele în fiecare clipă, care pune în ecuație, pune în balanț veșnicia care îl așteaptă și ziua de astăzi care a fost dat în dar și întotdeauna alege să facă lucru înțelept. Întotdeauna alege să facă ceea ce Dumnezeu îi spune să facă. Cum ar arăta omul care își numără bine zilele? Trei aspecte. În primul rând, cred că un asemenea om ar fi degajat total față de plăcerii lumii acestea. Ce înseamnă asta? Asta nu înseamnă că omul acesta nu ar simți plăcerile lumii acestea. Asta nu înseamnă că nu s-ar bucura de copii. Asta nu înseamnă că nu s-ar bucura de mâncare. Asta nu înseamnă că nu s-ar bucura de toate binecuvântările care Dumnezeu le-a dat. Ci înseamnă că ar fi deprins de ele. Nu ar fi înrobit de ele. Nu ar fi un sclav din cauza lor. Lucrurile bune care Dumnezeu ne-a dat, pentru că suntem neînțelepți, ajung să ne controleze. Inclusiv copiii, familia, belșugul, ajung să ne înrobeze, să fim sclavul lor. Pentru că suntem așa de preocupați ca să nu pierdem ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Suntem așa de preocupați ca nu cumva să ne bucurăm destul de ele. Suntem așa de preocupați ca să gustăm tot ce are lumea asta mai bun, că suntem înrobiți de ele. Omul care își măsoară și își cântărește zilele în fiecare clipă este degajat de plăcerile acestei lumi. Se bucură de fiecare și primește fiecare binecuvântare în mod liber din mâna Domnului, dar nu este înrobit din cauza lor. Omul care își numără bine zilele în al doilea rând, cred că ar fi împăcat și chiar împlinit în suferințele lui temporale. Omul care înțelege că oricât de greu ar fi, că oricât de grea ar fi boala, că oricât de mare ar fi încercarea, că oricât de rea ar fi suferința, sunt 80-90 de ani în comparație cu o eternitate. Ar fi împăcat că totul nu este aici și acum și este în veșnicie. Ar fi împăcat că nu este o pierdere ca să suferi pentru Hristos, ci este un câștig. Și ar fi împlinit în mijlocul suferinței lui, pentru că el deja are totul ce are nevoie ca să fie fericit. Îl are pe Dumnezeu. Omul înțelept ar cântări zilele și ar înțelege că suferința e temporară, dar slava este veșnică. Al treilea rând, un asemenea om, un om care își numără bine zilele, cred că ar fi devotat valorilor și realităților veșnice. Ar înțelege că toate lucrurile de aici, deși în esență nu sunt
de unele singure păcătoase nu sunt valorile supreme. Ar înțelege că este mai importantă împărăția Domnului, ar înțelege că este mai importantă părtășia cu Dumnezeu, ar înțelege că este mai importantă veșnicia și ar căuta întotdeauna valoarea veșnică, ar căuta întotdeauna realitatea eternă. Omul care își cântărește bine zilele ar prețui mai mult veșnicia lui decât ziua de astăzi. Asemenea oameni ar trăi într-un mod radical. Asemenea oameni ar munci într-un mod radical. Asemenea oameni ar iubi într-un mod radical. Asemenea oameni ar părea ciudați, diferiți, stranii pentru lumea din jur. Asemenea oameni s-ar numi creștini, care sunt în lumea aceasta, dar nu sunt din lumea aceasta. Care trăiesc aici pe acest pământ, dar nu trăiesc pentru acest pământ. Cât de neînțelepți am fost cu zilele noastre din anul care a trecut. Astăzi am început un nou an. Astăzi am început o nouă zi. Cu alte rezoluții, cu alte hotărâri. Le-am luat împreună cu toți aseară. Și am zis aseară că vom falimenta toți în ele. Și majoritatea dintre noi am început să ne ținem de cuvânt. Uitați-vă în jurul nostru. Este realitate. Suntem schimbători ca și vântul. Bate vântul și suntem doborâți la pământ. Astăzi este o nouă zi. Astăzi începe un nou an. Dar oare vom număra noi bine zilele noastre în acest an, în această zi? Vom înțelege care este valoarea veșnică și ce este de fapt înțelepciunea? Vom înțelege ce înseamnă să trăiești ca și un om înțelept sau ce înseamnă ca să trăiești ca și un om nebun? Martin Luther spunea: am așa de mult de realizat, de făcut astăzi, de aceea voi petrece primele 3 ore în rugăciune. Fantastic! Mi se pare absurd în zilele care le trăim noi astăzi să vorbim în acest fel. Mi se pare absurd să dedicăm 3 ore dintr-o zi pentru rugăciune sau pentru citirea cuvântului. Nu mi se pare absurd să dedicăm 12 pentru muncă sau 8 pentru somn? Sau 2 pentru mâncare? Oare am devenit mai înțelepți? Sau am devenit mai inteligenți și trăim ca niște nebuni? Anul 2015 a trecut. Ziua de ieri este pierdută. Ziua de mâine nu știi dacă este a ta. Eternitatea te așteaptă. Fie că vrei, fie că nu vrei. Nu-ți risipi prezentul pe lucruri care au semnificația unui abur, unui fir de iarbă, unui nimic. Sau crezi că Dumnezeu te va întreba în acea zi a judecății despre cariera ta, despre casa care ți-o construiești, despre școala care ai absolvit-o? Învață-ne, Doamne, să avem o inimă înțeleaptă. Să ne numărăm bine zilele și să trăim fiecare clipă spre slava lui Dumnezeu. Amin. Și spre bucuria noastră eternă. Asta este dorința mea și cred că îndemnul Scripturii pentru noi la acest început de an. Ca Domnul să ne transforme inima ca să fie înțeleaptă. Amin. Să măsurăm și să cântărim, să numărăm fiecare zi și întotdeauna să alegem să facem totul spre slava Lui. Cu siguranță nu vom fi dezamăgiți. Cu siguranță nu vom pierde. Cu siguranță vom fi mai înțelepți. Amin? Amin. Amin.